Printre investițiile aflate în derulare se află și extinderea rețelei de gaz în toată comuna Bunești, dar și continuarea modernizării drumurilor de interes local. Avem majoritatea în Consiliul Local, vom alege și un viceprimar și sperăm să facem o echipă bună. Sper să am un viceprimar mai bun, care să muncească, să nu stea degeaba, ca alții, și sperăm să înflorim această localitate. Acum o să vedem și cu pandemia, pentru că s-ar putea de anul viitor să intrăm în recesiune. Și atunci va merge mai greu să rezolvăm aceste probleme. În cazul în care, să presupunem, ați fi pierdut alegerile pe data de 27, aveți niște proiecte în curs de derulare. Da. Ce proiecte s-ar fi oprit, practic? În primul rând, avem înființarea de gaze naturale, comuna noastră, a rețelei. În momentul de față, suntem în contestație, am avut o contestație, și așteptăm rezultatul la Consiliul Național de soluționare a achizițiilor. În momentul de față, investițiile se desfășoară în continuare, da. S-a apropiat pașii. Avem încă un proiect pentru reabilitarea drumurilor locale. Este vorba de o lungime de 10,8 km și am semnat și contractul. În prezent lucrăm, firma care a câștigat lucrează la proiectare pentru autorizații. Odată investit în funcție, care este cel mai important proiect din programul dumneavoastră electoral pe care doriți să-l puneți în practică? Cele cu gaze naturale, proiectul cu gaze naturale, prioritar, și drumurile de interes local. Pentru acest mandat, Viorel Radi are în plan construirea unei săli de sport și reabilitarea școlii generale din Bunești.